Salutare, sunt Gabriel și te invit la Doza de Chimie. Astăzi o să prezentăm un experiment care este viral pe internet și haideți să procedem la treabă. O să avem nevoie de zahăr. E de dorit să mărunțim puțin în prealabil. Îl trecem prin mojar. O să-l adăugăm la acest vas. O să-l adăugăm aici. Apoi o să avem nevoie de acest sulfuric și o baghetă ca să amestecăm totul. O să adăugăm acidul sulfuric în vas. Și amestecăm. Dar e de dorit să amestecăm cât mai bine. Stop cadru. Sară o bagheta. Așa. Am amestecat bine. Să nu rămân zahăr neamestecat cu acid. Și vedem ce se primește. Explicăm ce a avut loc în cazul acestui experiment. La adăugarea acidului sulfuric în zahăr, și ne amintim că poate mulți din voi chiar cunosc că acidul sulfuric este un acid higroscopic, adică un acid care absorbe apa. Zahărul mai este numit și hidrat sau face parte din clasa hidraților de carbon, iar acidul sulfuric are proprietatea de a absorbi această apă, inclusiv din cadrul moleculelor de hidrați de carbon. În rezultatul reacției a rămas acel carbon din cadrul moleculelor care s-a ridicat, iată așa, în sus, și vapoare de apă care au ridicat toată această masă. Sunt Gabi și te invit și data viitoare la o nouă doză de chimie.